Mark Twain, Prinț și cercetător. Capitolul 19. Prințul în mijlocul țăranilor. Când regele se trezi în faptul zilei, descoperi că un guzgan ud, dar chipzuit, se strecurase în grajd în timpul nopții și își găsise un loc comod de dormit chiar la sânul lui. Fiind tulburat acum, o luă la fugă lipăind. Băiatul zâmbi și zise: „Sărmanul nerod, de ce te arăți oare atât de temător? Sunt la fel de nenorocit ca și tine. Ar fi lucru de rușine să lovesc o făptură lipsită de ajutorare când eu însumi sunt atât de neajutorat. Mai mult încă, îți datorez mulțumire pentru semnul bun ce-mi dai, căci atunci când un rege a căzut așa de jos, încât până și guzganii au ajuns să-și facă culcuș pe trupul lui, neîndoios înseamnă că soarta-i stă să se schimbe, de vreme ce e limpede că mai jos nu poate ajunge.” Se ridică și ieși din adăpostul lui și chiar atunci auzi zvon de glasuri copilărești. Ușa grajdului se deschise și intrară înăuntru două fetițe. Cum îl zăriră, își curmară vorba și râsul se opriră locului și rămaseră nemișcate, privindu-l cu o curiozitate nestăpânită. Apoi începură să șușotească între ele, după aceea se apropiară mai mult de el și iar se opriră să-l privească și să șușotească. Încetul cu încetul le mai veni inima la loc și începură să vorbească despre el cu glas tare. Una din ele spuse: „E cilibiu la chip.” Cealaltă adăugă: „Și are păr frumos, dar poartă haine de ajuns de proaste și pare mort de foame.” Se apropiară și mai mult, rotindu-se cu sfială în jurul lui, cercetându-l cu amănunțime din cap până în picioare, ca și cum ar fi fost vreun soi de animal nou și ciudat, însă cu grijă și băgare de seamă totodată, de parcă s-ar fi temut puțin că ar putea fi un soi de animal care mai și mușcă uneori. În cele din urmă se opriră în fața lui, ținându-se de mână, drept ocrotire, și ochii lor nevinovați se uitară lung la el. Apoi una din ele își luă inima în dinți și în chip fățiș și cinstit ceru lămuriri. „Cine ești tu, băiatule?” „Sunt regele,” fu răspunsul grav ce-l primiră. Copilele tresăriră puțin, holbară ochii și rămaseră fără grai cam un minut. După aceea, curiozitatea le împinse să rupă tăcerea. „Regele? Care rege?” „Regele Engliterei.” Fetițele se priviră, apoi se uitară la el, apoi se priviră iar mirate, uluite. În cele din urmă, una din ele zise: „L-ai auzit, Mary? Zice că e regele. Poate să fie adevărat?” „Cum poate să nu fie adevărat, Prissy? Crezi că ar putea spune o minciună? Fiindcă vezi tu, Prissy, de n-ar fi adevărat înseamnă că ar fi minciună curată. Fără doar și poate ar fi minciună. Acum gândește-te și tu dacă nu e așa. De vreme ce tot ce nu e adevărat e minciună, oricum o întorci și la fel iese.” Era un argument solid, bine înnodat și invulnerabil, care spulberă toate îndoielile lui Prissy. Chipzui și ea o clipă, apoi arătă regelui că se bizuie pe onoarea lui, spunându-i doar atâta: „De ești cu adevărat regele, atunci îți dau crezare.” „Sunt cu adevărat regele.” Această declarație rezolvă problema. Regalitatea majestății sale fu admisă fără alte întrebări sau discuții și cele două fetițe începură pe dată să liscodească cum de ajunsese acolo și cum ajunsese să poarte veșminte așa de nepotrivite cu rangul lui și încotro se îndreaptă, mă rog, tot ce privea treburile sale. Fu o mare ușurare pentru el să-și verse focul față de niște ființe care nu-l luau în bătaie de joc și nu-i puneau la îndoială necazurile, astfel că își spuse povestea cu multă simțire, uitând până și de foame, iar drăgălașele copile l-ascultară cu cea mai adâncă și duioasă înțelegere. Însă, când ajunse la ultimele sale pătimiri și aflară de câtă vreme nu pusese nimic în gură, ele lăsară povestea baltă și îl duseră de grabă în casă să-i găsească ceva de mâncare. Mama copiilor îl primi pe rege cu bunătate și se arătă plină de milă, căci halul său jalnic și mintea sa aparent tulburată mișcă inima ei de femeie. Era văduvă și mai degrabă săracă, prin urmare trecuse prin destule necazuri ca să simtă compătimire pentru cei nenorociți. Își închipui că băiatul acela nebun se pierduse de prietenii său
ocrotitorii lui, așa că încercă să afle de unde venise ca să-l poată duce în dărât. Însă zadarnic pomeni toate orașele și satele din împrejurimi, zadarnic făcut tot felul de cercetări de același soi, după chipul ca și după răspunsurile băiatului, își dădea seama că locurile acelea erau necunoscute. Vorbea cu seriozitate și simplitate despre viața de la curte și de mai multe ori tristețea îi necă glasul când vorbi despre răposatul rege, tatăl său, însă de câte ori conversația se îndrepta spre subiecte mai de rând, își pierdea orice interes și tăcea. Femeia era grozav de încurcată, totuși nu se dădu bătută. În timp ce pregătea bucatele, își puse în gând să folosească anume și retenii pentru a-l trage de limbă pe băiat și a-l face să-și trădeze taina. Vorbi despre vite, lui nici că-i păsa, apoi despre oi, același rezultat. Așadar, părerea ei că ar fi fost niscaiva păstori era greșită. Vorbi despre mori, despre țesători, tinichigii, fierari, despre fel și fel de îndeletniciri și de meșteșuguri. Despre ospiciul Bedlam și despre temnițe și aziluri de binefacere, dar oricâte încercări făcu, fu nevoită să se dea bătută pe toată linia. Nu cu desăvârșire totuși, căci chipzui că înlăturând toate celelalte presupuneri, nu mai rămăsese decât aceea că avea de-a face cu un slujitor. Da, era sigură că acum se afla pe calea cea bună, băiatul trebuie să fi fost slugă în vreo casă. Așa că îndreptă vorba într-acolo. Dar rezultatul făcu să-i piară curajul. Măturatul era un subiect care părea că îl plictisește. Aprinsul focului nu izbuti să-l miște de fel. Frecatul dușumelelor și scuturatul nu-i treziră niciun entuziasm. Atunci gospodina, pierzându-și aproape orice nădejde și mai mult ca să aibă conștiința împăcată, trecu și la bucătărit. Spre mirarea sa și nespusa încântare, chipul regelui se lumină numai decât. Aha, își închipui femeia, în sfârșit l-am încolțit. Și simțea o mândrie îndreptățită pentru ocolurile iscusite și tactul cu care izbutise asemenea ispravă. Acum putu să o lase mai moale cu limbuția, fiindcă regele, îmboldit de foamea care îl chinuia și de mirosurile îmbietoare ce se înălțau din tigăile și tingirile care bolboroseau pe foc, își lăsă gura slobodă și ținu o cuvântare atât de amănunțită și pricepută despre anumite feluri de mâncare rafinate, încât în 2 minute femeia își spuse, într-adevăr, bine am judecat, a fost ajutor într-o bucătărie. Apoi monarhul se întinse la vorbă asupra listei de bucate și vorbi despre ele cu asemenea prețuire și însuplețire că gospodina spuse, Doamne sfinte, cum te cunoaște atâtea feluri de bucate și mai cu osebire așa de alese? Căci acestea și-au locul doar pe mesele celor bogați și ale mărimilor? A, acum pricep, hoi n-ar zrânțuit cum e, pe semne că a slujit la palat înainte de... I s-au rătăcit mințile. Da, neîndoios că a ajutat chiar în bucătăria regelui, am să-l pun la încercare. Plină de nerăbdare să-și dovedească agerimea, gospodina îi spuse regelui să vadă puțin de mâncare, dându-i a înțelege că poate pregăti și adăuga un fel două dacă are poftă. Apoi ieși din odaie, făcându-le semn fetițelor să o urmeze. Regele murmură, a mai fost un rege englez ce a primit o însărcinare asemănătoare în vremurile de demult. Nu-i nimic împotriva demnității mele să primesc o îndeletnicire până la care a binevoit a se înjosi însuși marele Alfred. Dar voi încerca să slujesc mai bine decât el încrederea ce mi se arată, că cel a lăsat să se ardă cozonacii. Intenția era bună, însă realizarea nu fu la înălțime, fiindcă regele acesta, ca și celălalt, curând se cufundă adânc în gânduri ce priveau treburile sale însemnate și se petrecu aceeași catastrofă, mâncarea se arse. Femeia se întoarse la vreme ca să salveze prânzișorul de la deplină distrugere și îl scutură imediat pe rege din visarea lui cu o muștruluială zdravănă, dar binevoitoare. Apoi, văzându-l cât de tulburat era, fiindcă trădase încrederea ce i se acordase, se muie numai decât și fu plină de bunătate și blândețe față de el. Băiatul a avut parte de un prânzișor îmbelșugat și mulțumitor, care îl întremă și îl înveseli. Fu o masă deosebită, prin neobișnuitul fapt că de ambele părți se trecuse peste rang. Totuși niciunul din comeseni nu-și dădea seama ce favoare îi se făcuse. Gospodina avusese de gând să-l hrănească pe flăcăiandru vagabond cu resturi de mâncare într-un colț, ca pe oricare alt vagabond,
sau ca pe un câine, însă o rodea atât de rău căința pentru praftura care o trăsese, încât se strădui cât putu să-i mai îndulcească amarul, îngăduindu-i să stea la masa familiei și să mănânce la oaltă cu cei mai ceva decât dânsul, în condiții de deplină egalitate. Iar regele, la rândul său, se căia așa de tare că trădase încrederea familiei, după ce fuseseră toți atât de buni cu el, încât se silea să-și răscumpere greșeala, smerindu-se și coborându-se până la ei, în loc de a le cere femeii și copilelor sale să stea în picioare și să-l slujească în vreme ce el ar fi stat la masa lor singur, după cum se cuvenea obârșiei și rangului său. Oricum îi prinde bine câteodată să se plece. Oricui, buna femeie fu fericită toată ziua datorită laudelor ce și le aduse singură pentru bunăvoința și mărinimia ei față de un vagabond, iar regele fu la fel de încântat de umilința milostivă ce o arătase față de o țărancă de rând. După ce mâncară, gospodina îi spuse regelui să spele vasele. Porunca aceea îl izbi pentru o clipă ca o lovitură de măciucă și regele fu cât pe aci să se răzrătească, dar după aceea își spuse: Alfred cel Mare a vegheat cozonacii neîndoielnic că ar fi spălat și vasele, de aceea voi încerca și eu. Se descurcă destul de prost în treaba asta spre mirarea lui, fiindcă îi se păruse ușor lucru să curețe niște linguri și funduri de lemn. Era o treabă plicticoasă și sucăitoare, dar până la urmă o scoase la capăt. Îl cuprindea acum nerăbdarea de a-și urma călătoria. Totuși nu era dat să scape așa de ușor de societatea acelei doamne, dânsa îl însărcină cu câteva treburi mărunte pe care le îndeplini în chip onorabil și dobândi oarecare cinste. Apoi îi dădu să curețe împreună cu fetițele niște mere puse la păstrare pentru iarnă. Dar era atât de stângaci la treaba asta încât se lăsă păgubașă și îl puse să ascută un cuțit de măcelărie. După aceea îl ținu la dărăcit lână, până ce regele începu a se gândi că l-a lăsat cu mult în urmă pe bunul rege Alfred în privința eroismului dovedit în treburi de rând și că pregătea material foarte pitoresc pentru cărțile de istorie și istorioare, așa că era mai bine să demisioneze. Și când gospodina îi dădu un coș cu pisoi să inece, demisionă de-a binelea, adică avea de gând să o facă, că simțea că trebuie să pună punct odată și odată și înecarea unor pisoi îi părea prilejul cel mai nimerit, dar tocmai atunci se petrecu ceva care îi schimbă gândul. Anume, se ivi John Kenty cu un sac de telal în spinare, însoțit de Hugo. Înainte ca ei să fie avut putința de a-l vedea, regele îi descoperi pe cei doi nemernici apropiindu-se de poarta din față, așa că nu mai spuse nimic, ci lua coșul cu pisoii și ieși liniștit pe ușa din dos, fără să scoată o vorbă. Lăsă făpturile acelea plăpânte într-un șopron și o luă la picior pe o potecă îngustă din dărătul casei.